vânzarea în România a casetei video cu filmul Uriașul meu. În această peliculă, românul de 2 metri și 31 de centimetri joacă alături de celebrul actor și regizor Billy Crystal. Mureșan a venit în România special pentru această lansare, deși trebuia să continue în Statele Unite un tratament de recuperare pentru următorul sezon al NBA. Uriașul meu a fost lansat în Statele Unite anul trecut și a adus încasări de aproape 8 milioane de dolari în primele 4 luni. În România, filmul va putea fi vizionat numai pe casetă video, prețul unei casete fiind 99.900 de lei în primele 3 zile, după care se va scumpi cu 20.000 de lei. Am făcut filmul ăsta, l-am făcut pentru că am avut această șansă să-l fac. Dar l-am făcut să vedem ce este să faci și altceva în afară de basket. Toată viața mea am făcut basket. Filmul este o nouă experiență care l-am făcut. Imediat după lansare s-au vândut 50 de casete din cele 2000 distribuite în țară. Mureșan spune că intenționează să continue munca de actor, urmând să interpreteze un rol și în următoarea serie din Războiul Stelelor. Cel mai dificil lucru a fost să învețe să călărească. Pentru că era prea greu, producătorii filmului trebuiau să-i schimbe cai la fiecare 15 minute. În această noapte, Ghiță Mureșan va urmări la ProTV meciul din finala conferinței de vest a NBA dintre Portland și San Antonio, care va începe la ora 4. Iar duminică, Mureșan se va întoarce în Statele Unite, unde are oferte de la Utah Jazz, Miami Heat, Charlotte Hornets și New Jersey Nets. După ce Mihai Leu a devenit primul boxer român campion mondial la profesionist, american NBA a fost prezent astăzi la București pentru lansarea pe casetă video a filmului Uriașul meu, peliculă care îl are în prim plan pe cel poreclit Big Ghiță. UEFA a hotărât reprogramarea meciului Irlanda-Iugoslavia din preliminari. Așa cum este ea, crudă sau generoasă, dar întotdeauna reală. Suntem într-un decor deosebit, așa cum de fapt observați, nu este un decor, este cel mai mare magazin de film și muzică din țară, Hollywood Music and Film, unde în urmă cu câteva ore a avut loc premiera filmului My Giant, Uriașul meu, cu Gheorghe Mureșan, Ghiță Mureșan al nostru, care a devenit nu numai star al basketului american din NBA, ci chiar vedetă a cinematografiei hollywoodiene. În câteva minute îl vom avea alături de noi în mini-studioul Real TV de aici de la Hollywood Music and Film, chiar pe Ghiță Mureșan. Dar până atunci vă anunț că avem premii pentru data viitoare. Este vorba de un pachet oferit de Lotto prin rețeaua magazinelor Sport Vision din țară, din București și din țară. Un tricou Lotto original și cu o șapcă. Așa. Și, de fapt, nu în ultimul rând, 5 casete cu Uriașul meu. Uriașul meu, cu Billy Crystal și Ghiță Mureșan. Film care l-a consacrat pe Ghiță Mureșan nu numai ca basketbalist, ci și ca actor, actor de cinema. Dacă Ghiță Mureșan va consimți, aceste casete vor purta și autograful lui. Deci 5 premii în casete pentru 5 oameni care ne vor scrie pentru emisiunea viitoare. Da, acum să aflăm și câștigătorii de la emisiunea de data trecută. Este vorba de 3 casete oferite Hollywood Music and Film cu cap de afiș filmul Dosarele X. Dosarele X, The Movie, filmul, adică marfă de marfă, cel mai tare Dosarele X de până acum, cu o inteligență extraterestră, cu un virus extraterestru care vrea să extermine omenirea, sper să nu le afecteze și pe noi, așa și cu o pereche de role oferite de Gipo Pescar prin magazinele de pe calea. Va fi în Real TV, de data aceasta nu ca basketbolist, ci ca actor în supercomedia americană Uriașul meu, My Giant, film lansat astăzi la magazinul Hollywood Music din București. Bine ați revenit în studio Real TV, a sosit și clipa cea mare. În câteva momente, imediat, Ghiță Mureșan va fi alături de noi în mini-studioul Real TV, de aici, de la Hollywood Music and Film. Vă anunț din nou că pentru cei care ne vor trimite scrisori, vor câștiga vinerea viitoare 5 casete cu filmul My Giant, Uriașul, film care are pe protagoniști pe Billy Crystal și Gheorghe Mureșan. Da, sunt emoționat probabil de venirea lui Ghiță Mureșan alături de noi și de aceea n-am reușit să pronunț bine numele protagoniștilor. Deci, repet, Billy Crystal și Gheorghe Mureșan în filmul My Giant, o supercomedie americană. Alături de fiecare casetă veți primi și câte un afiș. Și dacă Ghiță Mureșan îl vom convinge în emisiune, atunci când va fi alături de noi, să dea și un autograf pe casete, casetele vor avea o valoare și mai mare. Și un alt premiu, un pachet oferit de Lotto prin magazinele Sport Vision din București și din toată țara. Este vorba de un tricou original și o șapcă Lotto originală. Pentru a câștiga aceste premii, aveți următoarele întrebări. Pentru casete, cum îl cheamă pe actorul care joacă împreună cu Ghiță Mureșan rolul principal în filmul My Giant? Mănăstire, Râmpicior, Ghiș, Ciupercă, ce?
Nu se poate să nu reușiți. Trebuie să câștigați o casetă care ar putea avea și autograful lui Ghiță Mureșan pe ea. Și pentru echipamentul oferit de Lotto prin Sport Vision, ce înălțime are Ghiță Mureșan? Cred că asta știați chiar înainte de a veni Ghiță Mureșan din nou în România și de a juca în acest film, bineînțeles. A acceptat invitația noastră, dacă vrei să iei un loc. Asta pentru că asta... Da, este un eveniment deosebit că ai venit în România și este extraordinar că joci într-un film. Un film american, o comedie, cel puțin, pe care toți românii o așteptau cu adevărat. Deci, dincolo de aura ta de vedetă de basket, ai devenit și un actor. Cum ți s-a propus? Cum de-ai ajuns să joci într-un film la Hollywood? Cred că am avut un foarte mare noroc. Cine ți-a oferit această șansă? Billy Preston mi-a oferit. El a scris scripta și s-a gândit la scripte cu 10 ani în urmă. Poți să ne spui, practic, cum s-a întâmplat? Jucai un meci de basket? Te-a văzut la televizor? Nu. S-a întâmplat să seamăn cu proiectul lui. Și el m-a văzut în 93, când am fost draftat pentru Washington Bullets. M-a văzut la televizor și când m-a văzut, scuze-te că mi-am găsit actor. Am înțeles că ai propunere pentru un nou film deja? Proiectele mele acum sunt să mă refac și să încerc să joc sezonul viitor. Am înțeles că la sfârșitul lui iulie se refac contractele pentru sezonul viitor. Ai o vreo ofertă în acest sens? Da, am mai multe echipe care se uită după mine să mă refac și să joc. Și s-ar putea să joc pentru New Jersey, s-ar putea să fie altă echipă. Da, vreau să te întrebăm. Poți să ne spui cea mai amuzantă secvență din film în care ai fost implicat? Deci, să zicem, ceva care s-a întâmplat la filmări, așa cum nu s-ar fi, nu ar fi trebuit să se întâmple. Fiecare zi era ceva diferit, ceva... Să se întâmpla ceva ce era ceva nou. Și tot timpul era ceva amuzant și lucrând cu Billy Crystal, tot timpul era foarte, foarte amuzant, tot timpul era ceva amuzant. S-a mai propus Billy Crystal în altă colaborare? Da, dacă o să aibă o șansă, o să mai facem poate un film. El acum este ocupat foarte ocupat cu alte filme. Și de-aia poate că dacă o să aibă șansă să mai... Ghiță, am vrea să te rugăm ceva din partea echipei noastre și pentru miile de fani ai tăi. Noi avem un concurs în această emisiune. 5 oameni din cele câteva mii care poate vor trimite scrisori pe adresa emisiunii noastre vor primi un film gratuit din partea emisiunii noastre, filmul tău, Uriașul meu, My Giant. Poți să le faci o bucurie, să semnezi, să dai un autograf pe aceste casete chiar acum în emisiunea noastră? Da, deci noi avem pregătit aici, sincer, mizam că vei da un răspuns pozitiv. Aceasta este un marker. Dacă poți să semnezi cele 5 casete. Nu-ți problemă. Spuneai că vei juca din sezonul viitor. Te simți în formă la ora actuală? Nu sunt 100% pregătit. Încerc să joc sezonul viitor. Totuși, care sunt șansele tale? Ce speri tu, de fapt, de la sezonul viitor? Sper că să-mi fac contract și să joc. Da. Și sper să mă refac, dar nu știu dacă. S-ar putea să încep în jumătatea sezonului, s-ar putea mai repede. Deci, oricum, noi îți urăm multă baftă și vreau să întrebăm. Este o întrebare care stă pe buzele multor români. Vei juca pentru echipa națională a României? Aș vrea să joc foarte mult. Și îmi doresc foarte mult să pot să joc și să ajut pe naționala României. Mi s-a făcut o ofertă să joc. Îți mulțumim foarte mult. Problema este că la ora actuală nu sunt refăcut ca să joc pentru naționala României. Dar dacă ți-ar propune și ai fi refăcut, ai face-o cu dragă inimă? Da, am vrut să joc și să vin să joc și am anunțat Federația Română de Basket că dacă mă refac, până când Federația are primele meciuri, o să joc. Dacă nu o să fiu
în campionat în NBA. Și dacă nu o să fiu sub contract în timpul meciilor din NBA, sau în timpul pregătirii din NBA, nu o să pot să vin să joc. Cât de greu este unui european să joace acolo în NBA? Depinde cât de mult îi place. Dacă îți place, nu e de greu nimic să faci. Dar, practic, te-ai lovit și de alte probleme decât aceea de capacitatea ta sportivă, de talentul tău pentru basket? Există vreo reticență față de cei care vin din afara NBA-ului? Nu. Dacă îți place și muncești, poate să joace oricine în NBA. Depinde cât de mult îți dorești să joci. Deci, aici avem caseta, cele 5 premii în casete cu semnătura, cu autograful lui Ghița Mureșan. Așteptăm scrisorile voastre pe adresa de la Veche, numărul 51, sector 2, București. Nu uitați că vinea viitoare vom extrage aceste premii alături de premiul oferit de Lotto prin magazinele Sport Vision din România. Un tricou Lotto original și o șapcă. Este ediție specială Real TV cu cele mai tari și amuzante. Bun. Și alături de Ghița Mureșan, o seară plăcută alături de cei dragi. Pe mâine!